Deci pentru cine nu mă știe, numele meu e acolo jos, sunt Ionuț. Să vorbesc despre inferența de tipuri și, mă rog, un caz particular din ea. Și sunt curios câți au auzit sau au lucrat cu un limbaj care are așa ceva. Ceva? Ok. Bun, hai să vedem. Deci ce o să fac astăzi, care e planul de bătaie? O să fac un scurt overview prin compilatoare, așa, care e structura lor clasică. După aia overview al principalului algoritm de inferență de tipuri, care datează de prin anii 70. După aia, aici nu sunt sigur dacă o să fac mai întâi partea de cod sau partea de limitări a algoritmului. S-ar putea să fie mai întâi limitările și după aia trec în partea de cod, iar la cod nu o să scriu cod live cum voiam, pentru că se pare că e mult. Și așa că doar o să trec prin ce am scris azi noapte și să vă arăt cam cum arată codul bazat pe conceptele pe care le explic în overview la algoritm. Ok. Overview de compilatoare. Deci așa, în principiu ai codul sursă, da, care se duce într-un compilator care îți emite cod și îți rezultă targetul, da? Deci sus de tot e codul sursă scris în ASCII sau Unicode, dacă e mai deștept, se duce într-o componentă care îți scoate alt cod, care poate să fie cod de assembly language sau poate să fie ceva mai high level, gen JavaScript, da? Și asta e unul foarte simplu în care totul se întâmplă în partea aia a doua de code emitter, da? Deci e probabil ceva hăcuit ca să funcționeze. Pentru că de obicei nu prea poți să faci lucruri așa bune într-o singură componentă. Din cauza asta, mai intervine o componentă înainte de code emitter, intră parserul, care se transformă codul sursă într-un arbore abstract de sintaxă și de-abia după aia asta se duce în code emitter care generează codul final, da? Deci ceea ce scriem noi text în ASCII e transformat într-un arbore în memorie și arborul la memorie prelucrat, optimizat și la final din el se generează cod mașină sau altfel de cod. Ok. Ce se mai întâmplă în limbajele tipizate static e că între parser și code emitter ai un type checker. Type checker-ul practic îți face verificare dacă ai folosit cum trebuie tipurile din limba și funcțiile, da? Asta se întâmplă, spre exemplu, în Java, în C mai puțin. În orice limba serios. Mă rog. Orice sunt serios, tot îmi faci bani. Așa. Ok, parte de type checker și cazul real în care ai cod sursă, ai parser care și el mai are înăuntru un lexer, eventual ai type checker, după aia acolo unde sunt alea trei puncte, sunt optimizări la greu și transformări, ai final code emitter și target. Și acolo unde sunt trei puncte, de obicei pot să fie cam 20 de dreptunghiuri din astea, sau chiar mai mult. Depinde de implementare. Ce o să fac eu astăzi e partea asta în chenarul roșu, să am un arbore de sintaxă abstract, care va fi trimis unui type checker și mai încolo nu mă mai interesează. Deci o să fac practic doar verificarea limbajului la nivel de arbore abstract. Nu o să arăt ce face parser, nu o să arăt ce code emission și din astea. Da? Deci doar cum se verifică arborele ăla. Și pentru tip. Îl primești ca structură scala direct sau e tot un ceva? Da, am făcut eu parserul și asta care transformă într-o structură scala și o să arăt doar pe structura scala. În parser nu o să intru, adică codul o să fie online după aia, dar nu o să intru în structura parserului. Ok. Și acum, care este structura algoritmului? Sau overview așa de high level. Algoritmul în principiu are 3 sau 4 faze. Prima fază asta e, nu prea intră chiar în algoritmul ăsta de inferența tipurilor. În care parsezi codul sursă la ST, cum am zis. Faza a doua, în care iei ST-ul ăsta și îl anotezi cu tipuri. Normal, codul sursă poate să aibă unele tipuri în anumite zone din cod sau altele nu. Sau poate să nu aibă tipuri deloc în codul sursă, efectiv, să nu ai nicio anotare de tip. Se ia ST-ul ăsta și se anotează cu tipuri, chiar și acolo unde nu au fost tipuri în codul sursă, și se inventează câte un tip nou, practic, un fel de placeholder pentru fiecare expresie din limbaj care nu i-a fost asignat un tip în codul sursă. Și din asta rezultă un arbore abstract care are tipurile explicite. Deci ceea ce înainte n-avea tipuri, acum are tipuri peste tot. Și asta e faza a doua, de anotare cu tipuri explicită. În faza a treia se ia rezultatul de la faza precedentă și se generează niște constrângeri
pe arborul ăsta. Și din arbor ne rezultă o listă de constrângeri. Deci cumva linearizăm arborul ăsta la o listă de constrângeri. Ce-i constrângerea asta? Practic, îți spune că rezultatul unei funcții trebuie să fie de tip int și că parametrul ei trebuie să fie de un anumit tip, care poate încă nu e determinat, dar îți generează toată lista asta. O să vă arăt mai încolo. Și în faza 4 de final ai lista asta de constrângeri care trece printr-un algoritm de unificare și rezultă o listă de soluții. Lista asta de soluții practic îți spune ce tipuri intră acolo unde în faza inițială ai pus tipuri de tip placeholder. Deci acolo unde nu știi ce tip ai, o să ai un placeholder și soluția finală e practic un map de la placeholder la tipul efectiv care a fost dedus de Unify. Și Unify practic ia două tipuri și zice ce trebuie să fac, ce valori pot să aibă placeholder-le, în așa fel încât tipurile astea două pe care încerc să le unific sunt egale. Ok. Și acum un exemplu. Ăsta e exemplu de aici, e standard ML. O să-l folosesc în toate slide-urile ulterioare. Practic declar o funcție locală, se numește inc, de la increment, care doar incrementează. Și după aia, în scopul ăla dintre int și end, chem funcția inc cu valoarea 42, da? Și totul e o expresie. Let in end-ul ăsta, tot let-ul ăsta e o expresie și valoarea ei va fi 43, ok? Bun. Prima fază, luăm codul sursă și îl parsăm în arborul abstract și aici vedem că root-ul, rădăcina arborului, e practic let-ul ăla, care are 3 ramuri. Ramura cea mai din stânga inc nu e o expresie, doar numele variabilei definită în let. Ramura de mijloc e practic funcția definită, care și are două ramuri, numele parametrului care e n și după aia corpul care este practic operația de adunare. Și la final de tot, ultima ramura letului e ramura de aplicare. Da? Deci app ăla vine de la application, function application. Var reprezintă practic identificatorii în limbaj, deci var n înseamnă identificatorul cu numele n, var inc identificatorul cu numele inc, da? Și int ăla e practic un number literal, care poate fi 1 sau 42. Okay. Ceva întrebări până aici în ce am reprezentat? Ok. Faza a doua. Dacă mai aveai încă un alt tech, exact ceva, mai puneai încă două, trei copii la letul ăla? Și aveai câte două așa și ultima ajutare. Atunci letul ăla practic avea, nu mai avea trei ramuri. Trebuia să ai mai, să ai o ramură la care aveai practic o listă de declarații în loc de ing și fână. Deci în loc de primele două ramuri de fapt, primele două ramuri ar fi fost înlocuite cu o singură ramură cu o listă de declarații și se păstra doar ultima ramură asta de application, pentru că asta e singura. Mă rog, și asta poate fi mai complicată, că în in-end, în blocul ăla, poți să ai mai multe expresii separate de punct și virgulă. Dar da. Până la urmă, asta e doar o alegere de a scrie arbore, dar nu puteai să nu faci în 10 alte feluri. Da, corect. Și, mă rog, ce fac eu astăzi e un subset de ML în care un let poate să primească o singură valoare, da? Deci poți să declari o singură variabilă în let-ul ăla. Și nu o să am în limbaj decât foarte puține elemente, am uitat să spun gramatica. În principiu o să fie funcții anonime, aplicare de funcții, operație de adunare, scădere, numere, if, boolene și let. Deci sunt foarte puține. Ok. Da, să zicem. L-am dat calcul. Ok. După faza asta, urmează faza a doua și aici... Prima mea tranziție. Așa, ok. Deci, în faza a doua se trece prin tot arborele și fiecare nod e anotat cu un tip. Și se începe, mă rog, cumva se începe de la rădăcină traversarea asta, dar o să iau de sus, practic, care e? Deci tipul expresiei let, da? E T3, că nu știu încă ce tip are. Nu se vede? Dar e ok. Dați-vă dacă pot să... Mai bine așa? Ok. Deci, practic, tipul la toată expresia let nu știm încă, dar e T3, inventăm un tip. După aia ne ducem pe branch-ul ăsta de declară, practic, variabila din let și
vedem că e o funcție care încă nu știm ce primește, dar știm sigur că returnează un int din cauza că corpul ei, care e un add, are valoarea int. Iar add știm că primește două tipuri, unul aici e int, că îl vedem, e 1, și celălalt branch este e practic parametrul primit și care încă nu știm ce tip are. Și T1-ul ăla din var practic se potrivește cu T1 din FN, da? Că e parametru. Deci e același tip inventat. Și pe ultimul branch la fel, avem rezultatul aplicării funcției care e T2. Tipul lui int de aici e T1 int, care corespunde practic cu nodul FN, și astea două practic formează o constrângere. Și aici la fel, avem un int literal și e clar de tip int. Ok. Urmează faza a treia. Avem arborul ăsta anotat și începem să generăm constrângeri pe el. Și cum facem? De la frunze, da? Avem ăsta dreptunghiul roșu, care practic e o frunză de acolo, și vedem că are nodul la unde apare? Apare în poziția de funcție, da? Deci, practic, știm că e un tip de funcție acolo. Din cauza că apare în poziția unde scrii funcția ca să apelezi, trebuie să fie un tip de funcție, da? Întâmplător aici chiar e un tip de funcție, T1 spre int. Dar din cauza că știm că trebuie să fie un tip de funcție, atunci avem egal și zicem, băi, asta trebuie să fie egal cu valoarea lui T2, adică rezultatul final al aplicării, ăla fiind rezultat, și primește un int. Are sens până aici? S-ar putea să fie întortocheat așa. Adică și mai rezolvă un sistem de ecuație. Da. Așa. Deci, practic, e int 42 ăla, da? Și ăsta, practic, o să zică că e un de la un, ce era, de la T1 la int, da? Deci ăsta e tipul lui. Tipul ăsta zice că e int și tipul la toată chestia asta este int. Da? Pentru că aplici funcția și rezultă un int în final. Ok? Bun. Deci asta a fost constrângerea asta. După aia pe cealaltă frunză de aici, unde vedem, avem un unul care e practic e trivial un int, da? Deci int egal cu int. După aia branch-ul celălalt. Spunem că, deci ăsta, placeholder-ul ăsta T1 de aici, știm că trebuie să aibă valoarea int pentru că apare ca argument al funcției de adunare. Și funcția de adunare care e built-in știm că primește doar int-uri, da? Și atunci zicem, ok, T1-ul ăsta încă nu știu ce, dar ar trebui să fie un int pentru că e folosit în poziția asta unde se face o adunare. Ok, și de-aia generează constrângerea că T1 trebuie să fie int. Ok. Și la final de tot zice că tipul expresiei let e același cu tipul expresiei din body-ul lui let, care e o funcție aplicată, da? Și care e tipul ăla? E T2, da? Că e up T2 ăla. Deci T3 egal cu T2. Ok, are sens până acum? Întrebări? Ok. Și asta au fost. Practic, asta din dreapta e lista de constrângeri care se duce în funcția de unificare în pasul următor. Bun, deci ce face unificarea? Dacă ai, ce am zis și mai devreme, ai practic două expresii, două tipuri. Ce am eu aici nu sunt chiar tipuri, sunt expresii. Practic, am f de x care am constrângerea, ce în stânga e o constrângere. Dacă f de x trebuie să arate ca f de g de y, da? Și întrebarea e cu ce pot să înlocuiesc x sau altceva y în așa fel încât expresiile alea două să fie egale. Păi dacă înlocuiesc pe x cu g de y, atunci expresiile alea două vor fi egale. Și ce în dreapta e practic e lista de soluții care rezolvă ecuația din partea stângă. Da? Deci în stânga e un fel de ecuație și în dreapta e lista de rezolvări pentru variabile din ecuația. În cazul ăsta x și y sunt variabile. Da? Okay. Și ăsta e alt exemplu. E mai complicat, nu cred că merge așa ușor de parsat și interpretat, dar în cazul ăsta soluția are două variabile, da, x și y, care pot să ia două valori. Și cu soluțiile astea e unificată, se spune că soluția asta unifică cele două expresii sau tipuri din stânga. Ok.
Da. În exemplu ăsta, singura restricție a fost apelul funcției. Aia a fost singura restricție care m-a dus pe mine după aia recursiv la toate concluziile. La ăsta de aici, fix la asta? Nu, nu e exemplu nostru. Tău, înainte, cu ăsta? Da, ăsta. Așa. Deci din apelul ING de 42, parametrul lui trebuie să fie ING și după aia în continuare, adică în stânga, așa e dedus tu că parametrul lui trebuie să fie un int și apoi ECAU este un int. Da. Dacă ar fi fost mai complex și s-ar fi apelat ING de un string. Ar fi rezolvat problema asta și anume că tu ai un set de restricții de la R1 la RN, le aplici între ele, obții un rezultat și după aia trebuie să revii cumva la pasul în care se modifică rezultatul aplicării unei funcții pe care tu îl propagi. Ce am? Dacă ai IN42 la prima linie a codului și după aia ai numai IN42 și alte chestii și jos ai IN de string, tu când începi să parcurgi aceste restricții, da, ajungi la concluzia că, ok, AU-ul meu de acolo, nu, INC-ul meu a fost apelat cu un string, deci AU-ul meu nu mai este string, deci prezumția mea că AU este ING trebuie să o anulez, pentru că mi-am dat seama că ea nu este adevărată. Asta e observație? Sau eu? Ok. Deci mi-am dat seama că AU nu se face nicio rescriere la ceea ce ai văzut, ci pur și simplu se generează două constrângeri. Una că ING primește odată INT. Așa. Și a doua că ING primește a doua oară STRING. Și de unde știu că ING primește STRING? Adică, pentru că ai un STRING literal. Păi da, e ultima restricția mea. Restricțiile mele sunt că ING primește un INT. Am aici încă multe restricții. Păi te duci prin toate. Și jos, păi da, și jos am că ING primește un STRING. Da. Și eu aplic o logică de... Să-mi dau seama ce... Tu trebuie să traversezi tot arborile abstract. Păi da, și aici când ajung la investing, da, mi-am dat seama... Nu ți-ai dat seama că tu nu te uiți la ce ai făcut înainte. Tu pur și simplu generezi doar ce vezi la fața locului. Deci tu nu te mai uiți, bă, ce a fost INC înainte. Deci ești tu când traversezi arborile ăla, da? Tu zici, ok, INT e string. INC primește number, INC nu știu, știi? Tot. Așa. E, și asta e o listă de constrângeri, da, care e rezolvată, deci contradicțiile sunt rezolvate de-abia după aia. Ok, și după aia ce se întâmplă? Că după aia trebuie să-și dea seama, ca să construiască ultimul pas la care să știu de soluție, adică solution list-ul ăla, trebuie să-și dea seama, nu poți să zic că au e INT. Păi nu, o să-ți dau o eroare în cazul ăsta, clar. Păi da, dar, ok, asta vreau să zic, că îl dau eroare, că nu știi ce să facă. Dar când și-a dat seama că AU este string, trebuie să anuleze cumva prezumția că AU este int, pentru că prezumția asta că AU este int, tu poți putea să mai propagi recursiv. Adică prezumția că AU este int de aici, de sus, mai asta de aici depinde și ea de ea. Și construiești, știi? Ai niște înțeleg ce zici, da. Și după aia când ți-ai dat seama că int-ul ăsta este string, tu trebuie să zici, ok, înseamnă că când ți-ai dat seama că AU este string, trebuie să anulezi cumva... De ce să le anulezi? Pentru că le-ați greșit. De unde știi că e greșit să fie int și nu e greșit să fie string? Nu, e greșit în sensul că nu poți să zic că sigur că este int. Păi tocmai din cauza că nu poți să zici ce e, atunci le pui pe amândouă și le rezolvă altcineva și în final ajunge o eroare care zice că nu poate să unifice int cu string. Și pe ăsta e rezultatul. Ok, hai că putem să vorbim despre asta după. Stai să vezi și pașii următori. Ok. Alte întrebări? Okay. Deci avem lista asta de constrângeri de aici și acum începe unificarea listei de constrângeri. Ce se întâmplă e că se parcurge lista asta cumva de sus, practic de la capul listei, și se încearcă, mă rog, deci la fel, care este rezolvarea ecuației în care T3 egal cu T2 în cazul ăsta, da? Asta unde T3 și T2 sunt variabile de tip, sunt placeholdere. Sunt niște tipuri pe care încă nu le cunoaștem, da? E și cum unifici două variabile? Păi, zici, practic, că variabila aia trebuie să fie egală cu cealaltă. Nu am ce să-i fac altceva decât că să presupun că vor fi egale la un moment dat. Și atunci, în lista de soluții, zic că variabila asta 3, practic, va fi egală cu tipul T2.
Dar aici nu mai e T3, ci e doar 3 pentru că este doar o variabilă, dar nu mai e un tip. Deci pe stânga am variabile și pe dreapta am tipuri. Deci variabila 3 trebuie să aibă tipul T2, da? Ok. Acum putem să eliminăm constrângerea aia din listă și trecem la următoarea din, constrângere din listă, care zice că T1 trebuie să fie de tip int. Păi ce poți, cum poți să rezolv asta? T1 trebuie să fie de tip int, clar, da? Deci avem soluția că 1 e egal de tip int și am aflat o soluție. Ok. Acum se întâmplă o chestie. De ce le zici că e 3 în calcul? Adică e cumva confuz. Care? Noțiunea că 3 este T2. Adică 3 este tipul T2 care încă nu a fost aflat, dar va fi la un moment dat. Dar știu doar... Dar tu aici te legi de valoarea în sine a expresiei, 3. Dacă era 7 în programul pe care l-ai scris, aici îți scrie ca 7 sau 3-ul vine de la tip T? E practic... Deci, notația în sine mi se pare. Da, 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 ok. Deci când traversezi arborul ăla și generezi tipuri noi pentru locurile unde nu erau tipuri, deci placeholder-urile alea, cum le generezi, că la fiecare tip nou pe care îl generezi, incrementezi un counter, da? Da, dar poți să iei și X, Y, Z, nu? Radical din 7. Da. Dar ai ales să începi la T1 până la TN. Da, 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 da. Ok. Ok, și mă rog, e o identitate, că trebuie să fie toate care sunt T3 în codul, în arbore, trebuie să fie practic aceleași, da? Are sens că nu știu dacă am... Adică prima oară e placeholder și a doua oară e tipul. Aici da. Adică în stânga erau practic, era tipul T3 trebuie să fie egal cu tipul T2. Și în dreapta e doar, ok, indicele ăla, deci toate variabile cu indicele 3. Da. Da. Asta mi se pare ciudată, sincer. Da, e inventată de mine. Ok. Ok. Credeam că e ceva logic, adică e... Nu. Okay. E cum mi s-a părut mie, că e mai bine. Da? Ok. Deci variabila de tip 3 va trebui să fie T2, care va fi determinat mai încolo. Iar aici variabila de tip 1 e int. Ok. Ce se întâmplă după ce am trecut-o pe asta în lista de soluții este că ne întoarcem în lista de constrângeri și practic înlocuim tipurile cu indicele 1 cu ce avem în lista de soluții. Și practic am înlocuit T1-ul ăsta de jos de tot cu int. Și funcția aia nu mai e T1 la int, este int la int deja. Ok. Am terminat cu asta, următoarea constrângere și că int e int. Asta e obviously true, nu mai intră în lista de soluții, că nici măcar n-am o variabilă acolo, n-am un indice de variabilă, nici nu intră. Ajungem la următoarea chestie, care este o constrângere între două funcții. Ce se întâmplă aici e că mai întâi rezolvăm constrângerea de funcție din stânga și după aia constrângerea de funcție din dreapta. Da? Deci practic am așa, adaug practic la lista de constrângeri încă una. Da? Și avem iarăși int care e trivially true, nu mai intră, ok? Și după aia avem int, trebuie să fie egal cu T2, atunci T2 trebuie să fie int, da? Și ajunge că 2 e int în lista asta. Ok, după ce am băgat-o, iarăși fac un replace și mi-ajunge că 3 e int. Și practic am rezolvat cele 3 tipuri, care sunt int toate, da? Și cu lista asta de soluții pot să mă duc înapoi în arbore și să înlocuiesc toate T-urile alea cu indici cu asta. Și practic am arborul ăla cu tipuri peste tot. Dar o întrebare, tu ai ales să pornești de la început cu prima chestie, dar nu se pare mult, n-ai putea să alegi o chestie, o relație asta mai simplă, să o rezolvi pe aia și după aia să te duci să simplifici? Adică tu erai la rând, practic, acum, da? Dar dacă programul era un pic scris altfel, probabil că nu mai aveai aceleași Da, 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 deci ce... Mă gândesc, adică gen să te duci mai direct într-o chestie mai simplă, să o rezolvi pe aia simplă, și după aia mai sus să da, testopologi. Ce e în stânga nu e chiar o listă, e un set. Da? Deci nu are o ordine. Deci poți să rezolvi. Okay. N-am experimentat încă cu un set. Asta nu știu. Eram curios dacă da. Ai ales ordine de-astea. Că mă gândesc că ar exista o chestie care ar simplifica. Da, în principiu nu contează. Că după ce le bagi în listă de soluții... rezultat. Da, că trebuie să faci replace. După ce... Eu mă gândesc ce face scala. Deci... Mori și înveți când îl compila. Scala poate fi optimizată. Scala oricum nu folosește asta pentru că are moștenire. Și algoritmul ăsta nu merge cu moștenire. Dar mă refer că dacă găsești un algoritm mai un pic mai deștept, probabil că câștigi timp, că durează să faci toate chestiile astea. Ok, deci asta unificarea. Lista de soluții. Codul, să vă arăt codul sau să vă vorbesc despre limitări. Niște cod, să ne reificăm un pic. Da, hai să mai bine să vă arăt cu. Ok.
Deci asta se delitează. Așa. Ok, deci asta e practic AST-ul. I-am zis absin. Pentru că așa e folosit în ăla, în standard ML, în modern compiler. Și mă rog, sună absin. Și zic că e mișto. Ok. Și practic ce am aici? Am toate tipurile de noduri din limbaj, da? Am int, care e practic un număr și în el, când parsez, stochez valoarea numărului. Am expresie de adunare care are doi operanzi A și B, care sunt la rândul lor de tip absin, pentru că e recursiv, pot să am adunare în adunare, da? Ca și operand. Mai am subtraction. Mai am boolean literals. Am identificator, ca să te refer la numere de variabile declarate sau la parametri. Expresii if, care au practic trei ramuri, și asta are ramura de test unde vezi dacă e true sau false, și după aia două ramuri ca să ți le alegi pe ăla care trebuie. Function literals, fără nume, da, care primesc doar parametru și au un corp de funcție. După aia asta e function application, primul argument e funcția pe care o aplic și argumentul al doilea. Deci toate funcțiile au primesc un singur argument aici, da? Nu există altceva. Și let, care practic suportă o singură variabilă care are o valoare și variabila cu valoarea respectivă va fi vizibilă doar în body-ul ăsta, da? Deci e lexical scope aici practic. Okay. Și ăsta e practic arborul ăla care l-am arătat mai devreme. Așa e reprezentat în scala și folosește moștenire ca să reprezinte. Deci ierarhia asta de moștenire din trait-ul ăsta absin reprezintă. E un arbore practic și aici în definiția. Adică întrebări până aici? Legat de scala sau altceva? Are sens? Adică, practic asta în Java ar fi o interfață și astea aici ar fi clase simple, da? Numai că ce am eu aici ca și argumente la constructor, în Java ar veni tot argumente la constructor, asignate la field-ul și pentru fiecare field făcut câte un getter. Numai că în cazul ăsta, argumentele astea deja le generează getter scala compiler. Ok? Așa. Ăsta a fost deci arborele abstract și jos mai un pic așa. Am arborele cu tipuri care arată fix ca ăla de sus, numai că primul argument este un type. Și type ce poate fi? Ce tipuri suportă limbajul? Păi, am la fel un trait cu cazurile aferente și am limbajul suportă inturi, ca am inturi în limbaj, suportă boolene, ca am boolene. Funcții ca și tipuri. Da? Și mai am și chestia asta care e practic placeholder-ul, alea T0, T1, e practic reprezentat prin acest T-var, deci type variable, și indexul ăsta e ce era în subscript acolo, în slide-urile mele. Ok? Și din absinul ăsta se duce în tie-sinul ăsta prin primul pas ăla de anotare. Și acum să le arăt pe ăla, care arată cam așa. Ok? Hai să văd dacă pot să-l aliniez un pic, să citesc cam așa. Ok, să fac așa. Ah, în principiu e foarte simplu. Sunt aceleași cazuri și în stânga și în dreapta. Da? Deci ai un int, generezi tot un int, numai că îi pui tipul. Da? În cazul ăsta știi că e int și deci are fix tipul t-int. Da? Pentru că știi că e un int ăla. La adunare la fel. Ia, nu mai să fac așa. La adunare la fel. Generezi un tie-sin add ăsta, deci un nod care e cu tip și tipul de adunări, din cauza că e primitivă și știu care e tot t-int, da? Și după aia mă duc recursiv pe cele două subramuri de operanze ale lui add, da? Și le anotez și pe alea, da? Aici e partea de recursivitate. Subtraction e la fel, boolean la fel, generez la același lucru, numai că tipul de data asta e boolean, da? Și nu mai are recursivitate, că n-am de ce. La if la fel. În cazul if-ului, deci if-ul e o expresie, da? Și trebuie să aibă un tip. Încă nu știu ce tip o să aibă expresia aia if, așa că inventez un tip. Și tipul ăsta îl inventez printr-un fresh var, așa zic eu. Dar fresh var ăsta incrementează un counter, ce ziceam mai devreme, și pe baza counter-ului generează un t-var. Ok? Ok, și după aia mă duc recursiv și pe ramurile if-ului, da? Ramura de test, ramura de true și ramura de false. Ok. Pentru function application, la fel, încă nu știu ce valoare să aibă rezultatul apelării funcției, așa că inventez un tip, da? Fresh var. După care mă duc recursiv pe ramura de funcție, ramura
obiectului funcție care e acolo și ramura de argument. Okay. Aici intervine partea mai interesantă, la funcții. La funcții, la fel, încă nu știu tipul parametrului, așa că inventez un tip nou pentru parametru. Și cu tipul ăsta îl rețin într-un context, care în cazul meu se numește type environment. Da? Deci un environment în care rețin ce parametri au fost declarați într-o funcție. Asta pentru că voi avea nevoie de ele în corpul funcției. Okay? Și TM-ul ăsta care e pasat recursiv, se vede selecția peste tot, e pasat recursiv la annotate, este practic augmentat aici să conțină și paramul, da? Deci numele parametrului și tipul lui, care în cazul ăsta este un tip placeholder. După care mă duc recursiv pe corpul funcției, însă cu contextul extins. Da? Deci în contextul ăsta, când mă duc recursiv, am deja definit parametrul ăla cu tipul placeholder. Deci cumva rețin că funcția asta mi-a introdus un parametru. Ok. Și după ce m-am dus recursiv, iau tipul corpului funcției și pot să generez tipul funcției prin care trec acum, da? Și ce tip are? Păi e tipul funcției, e tipul parametrului la tipul corpului, da? Deci asta e tipul unei funcții, da? Parametru, săgeată, corp. Și practic asta face aici, da? E funcție, param, body. Și acum pot să generez și nodul ăla cu tipul explicit. Tipul explicit, parametrul rămâne la fel și dau arborele, corpul funcției anotat și el cu tipul. Okay. Întrebări până aici? Aici nu mai știu, puteai să pui o singură expresie în funcție de asta anonime, la body? Da, limbajul ăsta e expression oriented și toate trebuie să fie o expresie. De obicei, ultima expresie este ceea ce întoarce funcția. Da, nu am statements, așa că tot timpul o funcție va avea o singură expresie la final, da? Nu am două expresii una după alta, ci tot timpul e una care eventual se bifurcă. Ok. Alte întrebări? Curaj dacă fi prea multă tăcere. Ok. Bun, acum că am introdus, practic, odată cu funcțiile, avem și posibilitatea de a introduce variabile, da? Ca și parametri. Și cum pot să mă refer la un parametru, da? Să-l folosesc în corpul unei funcții? Printr-un nod var, da? Și nodul ăsta var, ca să-i aflu tipul, nu generez un tip nou, ci mă uit în environment să văd dacă există tipul respectiv, da? Deci, aici sus am populat environment-ul cu tipul parametrului, iar aici mă uit în environment să văd care e tipul parametrului respectiv, acolo unde e folosit, nu acolo unde e declarat, da? Și dacă cumva în environment, în cazul none, nu am acel parametru, da? Atunci tot ce pot să zic este că ai folosit un parametru nedeclarat încă. Și asta e o eroare și îți moare tot procesul de type checking aici, pentru că ai folosit o variabilă care nu a fost declarată. Bine, în teorie, e cam trist să-ți moară la jumătate, dar trebuie să pasezi tot și după aia pentru, să da, dar e okay, în scop pedagogic am aruncat o excepție. Dacă cumva găsesc tipul pentru acea variabilă, atunci pur și simplu generez un alt nod var care are tipul respectiv și numele precedent, da? Care, mă rog, în cazul nostru era INC acolo. Ok. Și ultimul caz în care, la fel, iarăși putem introduce variabile, e let, în care binding e numele variabilei, aș putea să-i închid numele, așa, valoarea e valoarea ei și corpul unde se aplică, da? E aproape ca o funcție, dar nu chiar. Și la fel, din cauza că introduc o variabilă nouă, trebuie să extind environment-ul, da? Unde am numele și tipul rezultatului recursiv al funcției astea. Da? Deci trebuie să traversezi și valoarea binding-ului ca să anotezi cu tipul ce e acolo. Ok. NLV-ul, de ce mai făcut un map? Ce era? Nu l-am văzut. Care anume? Environment-ul. E în principiu un map, nu de la... Da, environment, nu l-am arătat, ok. Ce este? Deci environment e practic o clasă care menține un map de bindings de la string la type. Iar string e practic numele variabilei, da? Și e foarte mică abstracția. Deci puteam să folosesc un map, dar semantic am vrut să folosesc un type. Ok. Da, iar sintaxa asta ciudată de aici practic adaugă o nouă variabilă la variabile precedente. Ok.
La fel și pentru LED, pentru că încă nu știu ce tipare, generez o variabilă fresh, da? Și practic asta e prima fază în care transformă AST-ul într-un typed AST, da? Deci toate nodurile mele din arbore au tipuri. Deci practic ăsta. Deci după faza de anotare ajungem la ăsta. Ok. Întrebări până acum? Bun. Mai am o chestie, eram curios dacă compilatoarele reale sau fac, de exemplu, ajungi la niște chestii care sunt evidente și dacă nu ar putea să deja să pună niște tipuri. Gen o optimizare? Adică, de exemplu, dacă când aveai egalități de aici, în TI, adică era clar că te-o arată fiind chestii de genul ăsta, dar se fac sau mai întâi creezi arborele așa cum e și după aia Poți, era un caz acolo care putea fi optimizat, să nu mai generezi constrângerea că e integral. Da, poți, nu știu exact dacă, bănuiesc că fac, da, îmi contează orice, dar nu știu să-ți zic sigur, un caz concret. Nu am săpat chiar atât de mult în mațele unui compilator. Okay. Faza a doua de generare de constrângeri, da? Acum traversăm arborele, care este din ăsta cu tipuri, și generăm o listă de constrângeri. Iar lista asta de constrângeri, adică o constrângere de fapt, reprezintă practic două tipuri care vrem să fie egale, vrem să fie unificate și să ar trebui să fie egale, da? Ok, ce se întâmplă aici? Păi dacă avem un... Deci practic la fiecare nod trebuie să ne uităm ce e împrejurul lui ca să știm cum e constrâns nodul respectiv de nodul părinte sau de nodurile copii, da? Deci practic asta face pasul de constrângere. Nu se uită doar la nodul respectiv, ci se uită și la împrejurim ca să vadă ce constrângeri să pună. Și în cazul unui int, care la noi în exemplu era fie 1, fie 42, nu am ce constrângeri să pun. Un număr e un număr, nu mai am nicio constrângere de pus pe nodul ăla. Și din cauza asta lista de constrângeri e goală aici, da? Deci nu am nicio listă de constrângeri. Dacă însă am un nod de tip add, ce constrângere am? Păi știu că primul argument al lui add, al lui plus, trebuie să fie un int. Rezultatul final trebuie să fie un int. Al doilea operand trebuie să fie și el un int, da? Și în fel, din cauza asta generez aici două constrângeri, o listă de două constrângeri concatenată la lista de constrângeri pentru cele două ramuri ale lui add, da? Că se duce și ăsta recursiv pe arbore. Ok. La scădere e la fel, aceleași constrângeri. La boolean la fel ca la int, nu am nicio constrângere. La variabile de tipuri, la fel, nu am nicio constrângere. E o variabilă de tip, încă nu știu ce să-i fac, da? Deci e listă goală. La funcție, la fel, încă... Deci, practic, nodul ăsta de aici nu e folosirea unei funcții, e declararea unei funcții. Și atunci când declară o funcție, nu are nicio constrângere. Pur și simplu e funcția declarată și atâta, da? Ce trebuie să fac însă este să mă duc în corpul ei să generez constrângeri. Ok. Un caz mai interesant apare aici, la if. Unde știu că... Tipul lui if, care e asta de aici, trebuie să fie același cu tipul lui yes, da? Deci, practic, când ai un if-else ca expresie, atunci tipul lui, per ansamblu, trebuie să fie același cu tipul expresiei din branch-ul de true, care trebuie să fie același cu tipul expresiei din branch-ul de else. Deci și true și else trebuie să genereze același tipuri, da? Deci, din cauza asta am, practic... Ăsta îmi zice că true și false trebuie să fie de același tip, branch-urile alea două, iar ăsta îmi spune că rezultatul final lui if trebuie să fie yes, da? Deci același tip cu yes. Puteam scrie un nou aici, dar din cauza constrângerii celelalte pot să zic doar yes, da? Deci branch-ul de true. Și ce constrângere mai am nevoie? Faptul că ramura de predicat care o verifică if-ul trebuie să fie tip boolean, da? Pentru că asta face un if, să uite dacă e boolean și după aia aplică una dintre ramuri. Ok, deci asta a generat trei constrângeri. După care, la fel, se duce recursiv și generează constrângeri pentru ramurile respective. Pentru că poți să ai expresii foarte complicate în fiecare din ramurile alea. Ok, întrebări până aici? La aplicare de funcție, ce constrângere am? Aici e un pic mai complicat. Știu doar că tipul funcției pe care o apelez trebuie să fie un function type, da? Că de-aia o apelez ca și funcție, că e o funcție, care primește tipul ăla de funcție, trebuie să primească un tipul argumentului aplicării, da? Ăsta de aici. Și
trebuie să-mi returneze tipul final al nodului. E puțin întortocheată chestia asta, dar... Dacă ai o listă de... Că nu pot, ai o listă de argumente. Stai așa. Nu am o listă de argumente, am un singur argument. Deci toate funcțiile aici au un singur argument în limbajul ăsta, da? Că era cu cea cu coring. Da, aplic coring. Deci absolut toate funcțiile au un singur argument, da? Și deci constrângerea e că funcția pe care o aplic trebuie să fie o funcție care primește argumentul ăla și îmi returnează același tip ca și valoarea totală, da? Ok. Și din nou recursiv mă duc pe celelalte noduri. La let e un pic mai simplu, valoarea lui let e valoarea body-ului. Deci e simplu aici, da? Deci ce let-ul e ce e între int și end acolo. Int, da, e. Ok. Pentru cei care nu știu scala, nu cred că o înțeles mai repede. Din cauza underscore-ul acolo. Da, tu. Și pattern matching. Da, am zis să nu fac și eu introducere în scala. Păi, ok, deci pentru cine știe, underscore ăsta înseamnă ignorăm ce e acolo. Da, și asta e, plus plusul ăsta e concatenare de liste, iar ăsta e un fel de prepend la listă. Deci prepend un singur element și ca să merge pentru, la lista de constrângeri, da? Și ce am aici, case sub de asta, e un fel de instance of plus getters din Java, adică verific dacă tie-sin e instance of sub, după care îi zic tie-sin get a și tie-sin get b, da? Deci cam asta. Ok. Și asta a fost faza de constrângeri. Întrebări? Câți am pierdut? Nu, serios, puteți să puneți întrebări, că nu trebuie să termin, mai bine să înțelegeți până aici dacă... Dacă treci peste sintaxă, e clar, e destul de clar, dacă ai înțeles prima parte. Ok. Urmează faza de rezolvare a constrângerilor cu, prin unificare, da? Hai să șterp asta. Ok. Deci am unificarea care primește lista de constrângeri, da? Și îmi generează ceea ce se cheamă un substitution, da? Adică acel map de la de la indici de variabile de tip la tipurile respective. Și ce anume? Da, da. Și uite că am scris aici că n-am. Și substitution la fel, e o clasă care e practic un wrapper peste o listă de la indice la tipul final, da? Și astea sunt soluțiile. Ce e mai jos nu ne interesează, da? Ce e aici contează, da? Deci ce rețin. Ok. Și ce am zis în slide-ul? Că practic trebuie să trec prin lista aia de constrângeri și o să fac asta printr-un un loop recursiv. În loc să folosesc un while, am un loop recursiv, da? Definesc o funcție nested și imediat după ce definesc o apelez aici cu o listă de goală de soluții, da? Și în lista aia goală de soluții, la fiecare apel recursiv pun noi soluții, da? Și te recursă pentru performanță. Stai că nu știu dacă e. Este. Da, e. Ok. Și când mă uit în lista de constrângeri, ce fac? Păi dacă am o listă goală de constrângeri, atunci am substitution care mi-a fost dat precedent, da? Deci ce am acumulat până în momentul ăla. Și ăsta, practic, e cazul de bază al recursivității. Case. Așa, în cazul recursiv, ce fac e că iau prima constrângere, mă uit la tipurile din constrângerea aia, aplic rezultatul, deci aplic soluțiile generate până în momentul ăsta, da? Deci ce am avut în lista din dreapta, aplic rezultatele alea în perechea asta de tipuri pe care o am aici, da? Și o să-mi facă replace la niște tipuri de variabile, potențial, nu neapărat. Așa, după care trebuie să unific cele două tipuri. Și cam aici e marea logică. Cum? Ce practic asta generează substitutions, soluții. Cum unific cele două tipuri? Păi mă uit la fiecare în parte. Normal, în cazul ăsta, pentru că am patru tipuri,
adică patru feluri de tipuri, te int, te boolean, te fn și te var, ar trebui să am 16 cazuri, da? Ca fac matching pe o pereche, da? Și am 4x4, 16 cazuri. Din fericire, e mai simplu de făcut decât 16 cazuri. Și ce am? Dacă tipul din stânga e int, tipul din dreapta e int, fix ca în slide-uri nu generez nimic, da? Deci am un empty substitution. La boolean la fel, dacă am boolean cu boolean, n-am ce să unific, am o listă goală de soluții. Dacă am o funcție, aici trebuie să generez două constrângeri noi. Și m-am întrebat în timp ce lucram la chestia asta, de ce trebuie să generez constrângerile astea aici și nu le generez în faza de constrângere, da? De când generez efectiv constrângerile. Mi se părea așa un fel de amestec de responsabilități. Și nu se poate chestia asta, nu poți să generezi constrângerile astea în pasul precedent din cauza faptului că faci un replace aici, faci un substitution. Deci, practic, după ce generezi o soluție, cu soluția generată te duci înapoi în lista de constrângeri și faci niște replacements. Și replacementul ăla îți generează practic alte tipuri pe care tu nu puteai să le vezi în faza de generare de constrângeri. Și din cauza asta trebuie să generezi aici două noi. Și care sunt alea? Dacă trebuie să unific două funcții, atunci știu că tipurile parametrilor celor două funcții trebuie să fie la fel și tipurile de returnate de cele două funcții trebuie să fie la fel. Deci pe lista asta de constrângeri mă duc recursiv și iarăși fac unificare. Da? Deci am o listă nouă de constrângeri, trebuie să-i fac unificare și astea. Și asta va rezulta într-un final un nou set de soluții. Aici am două cazuri similare. Dacă am unul dintre ele este o variabilă, iar celălalt este orice alt tip, inclusiv o variabilă, dar îmi simplifică puțin cazul dacă zic doar că e doar un tip. Da? Deci dacă unul dintre cele două părți ale constrângerii este o variabilă, atunci unific o variabilă, care e în felul următor. Dacă de fapt cele două tipuri sunt variabile, amândouă, da? Deci am tevar, ăsta e primul, da? Aici îi dau un type variable, primul argument. Și dacă al doilea, ăsta de aici, este tot un tevar și sunt egale acele tipuri de variabile, adică dacă am ceva de genul T1 egal cu T1, care e evident true, atunci la fel, generez o listă goală de soluții. Dacă e un alt tip, dacă e o altă variabilă, da, cu alt nume, aici nu mă interesează ce nume are, dar să zicem că ar fi T1 egal cu T2, atunci trebuie să generez o listă de soluții în care îi spun că practic T1 e egal cu T2. Dar asta e notația de aici. T-varul ăsta trebuie să fie egal cu tipul respectiv. Deci aici nu e chiar T1 egal cu T2, ci 1 egal cu T2, da? ca și soluție. Se întâmplă să există niște cazuri patologice, să ai ceva de genul T1 este egal cu int la T1, da? Deci practic e folosit și în stânga și în dreapta. Deci asta dacă aș face aici replacement, ar fi total, n-ar mai termina practic. Și asta e un caz patologic care trebuie verificat, pentru că dacă l-aș lua pe ăsta, și fac replace aici și după aia fac replace aici și fac replace aici și nu mai termin, ok? Ok. Și atunci, practic, întreb dacă variabila asta de tip apare în tipul cu care încerc să compar, da? Atunci la fel. O excepție în care zic că e circular, da? Și nu pot. Și cazul final în care tipul celălalt este orice altceva, păi generez o altă soluție în care am indicele asociat cu un tip. Ok. Nu cred că e foarte ușor de înțeles doar când explică cineva, chiar trebuie să scrii treburile astea. Dar dacă totuși aveți întrebări... Practic e plăcea teorie. Da, și... Ok, și acum ne ducem înapoi pe stack în sus, am terminat cu Unify Var, ne ducem aici, am terminat cu Unify Var, am terminat cu Unify Types, am terminat cu Unify Types, rezultatul e o nouă substituție și după aia cu substituția asta nouă mă duc iarăși înapoi în ce-a mai rămas din lista de constrângeri și aplic soluțiile găsite, da? Deci sunt vreo trei locuri în care se aplică soluțiile găsite și e destul de dubios. Prima dată aplicam într-un singur loc și nu știam de ce nu merge. Deci practic de fiecare dată când generez un set nou de soluții trebuie să le aplici la ce s-a mai rămas. Și practic aici le aplic pe restul listei de constrângeri. Și cu restul listei de constrângeri mă duc recursiv
nu înainte de a combina niște substitutions, ca să țin minte tot ce s-a generat din toate branchurile. Ok. Și îmi pare fix ca cum, exact cum se rezolvă un sistem linear de ecuații. Deci e exact ca aia, da, exact ca aia. Mă rog, e un pic mai complicat, dar e o metaforă bună, da, 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 exact ca aia. Când ai x plus 2y egal exact, cu 3 exact. Și 2x plus poți ceva. Poți să faci funcție de y și te duci. Da, 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 exact așa e. Da. Ok. Da. Ce îți dă tot algoritmul ăsta de unificare? Îți dă mai multe soluții sau una singură? Îți dă o listă de soluții, practic, pentru fiecare type variable, ai un tip asociat, da? Adică ai ceva de genul... Deci ai o soluție mare pentru fiecare tip, pentru fiecare variabilă de tip, pentru da. O singură soluție. Da, 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 da. Mă rog, pot să existe mai multe, dar... Există una singură, cea mai generală, care se aplică la toate, știi? Și practic ai fiecare tip de variabile listat acolo și ce tip e corespunde. Și partea de compose? Deci practic asta e... ce face asta e că zice că la apelul recursiv... Asta e exact ca compunerea de funcții, da? La apelul recursiv, când faci toate replacement-urile alea, mai întâi faci replacement cu new substitution și de-abia după aia faci cu substitution, da? Dacă ar fi fost în notație de funcții, aș fi scris așa, da? New substitution și faci replace la constraint. Constraint sau ceva gen. Da? De asta e compozul. Iar ăsta e rezultat din, practic, din unificarea celor două tipuri la apelul curent. În arborul ăla de recursivitate. Ok. Nu mai zic cum se face replacement-ul și astea, că deja e prea mult. Să vă arăt main-ul, niște exemple, gen. Și după aia pot să vorbesc despre limitări. Deci aici am exemplu de mai devreme cu funcția de incrementare. Și pot să-l rulez acum. Ce mă întreb dacă merg pe analogia asta cu sistemul linear de ecuații, dacă n-ar exista o soluție de aia, gen numărat determinanții, să găsești tipurile direct, fără să treci prin toate șmecherile astea. Cred că nu mai știu suficient în matematică ca să... Dacă alea din clasa, nu știu, a 11, a 12, nu mai știu când am făcut, era o soluție cu determinanți. Dacă sistemul ăla avea determinantul ăla matricei era diferit de 0, se puteau calcula direct soluțiile. Cu x1 era determinantul lui x supra determinantul la mare, deci fără să mai faci nimic altceva. Nu mai țin minte, dar din ce am citit, inclusiv din cartea din Plai, tipul ăla dă ca metaforă exact chestia asta, sisteme de ecuații, dar zice că e asemănător, nu e fix la fel. Deci nu știu, dacă, nu știu unde exact unde se rupe asemănarea. Ok. Ok, deci am intrat în ăsta, în SBT Scalability Tool și acum ce fac, o să rulez practic main-ul ăsta de aici, care e main-ul standard din JVM și o să-mi... Ce scrie în Sublime? Nu folosești interges? Nu, m-am sturat de erori de ID-uri, deci nu mai răbdare tinereții. Le știu pe toate pe de rost. Oh my God! Nu le știu, dar na, mă descurc. Nu, serios, am încercat recent și eu așteptam să downloadez plugin-ul de Scala la servici, dar a durat 20 de minute și ai zis să scriu și un Sublime până termin asta. Mamă, nu știam nimic pe acolo, adică erori peste erori. Da, e adevărat. M-am obișnuit. E pentru începuturile... Da, da, pentru început, dar să scrii Sublime. Ok. Ok, și deci aici am și parser-ul. Deci apare parser-ul. Rezultatul care AST-ul duce în chestia asta care... Practic, funcția typeof face și anotare, și constraint generation, și unificare. Și de acum, dacă rulez, după o lungă perioadă de timp în care compilează doar 4 fișiere, îmi zice că tipul expresiei este un int. Ok? Deci, ăsta de aici tot e un int, ceea ce este. Ok. Ăsta e... Funcția constantă, da, care primește două argumente, 1 și 2, și îl returnează doar pe primul, da? Și practic ce tip ar trebui să aibă? Ar trebui să vină de la un
A la B la A, da? Adică, așa, A la B la A. Ăsta ar trebui să fie tipul. O să arate mai urât aici, că nu am un pretty printer pentru tipuri, dar primește un A, un B și îmi returnează A, da? Are sens? Ok. Și deci, e o funcție care primește un A, care returnează o funcție care primește un B, care returnează la final A, da? Și și asta e o funcție care primește ca argument o funcție, iar acea funcție este apelată în interiorul branchului de condiția lui if cu 1 și returnează niște numere în funcție de asta. Aș putea să o scriu așa ca să fie mai clar. Ok? Deci, practic, ce tip ar trebui să aibă ăsta? Trebuie să fie o funcție care ce primește? Primește o altă funcție care ce primește? Un int, care returnează un bool și care în final toată asta returnează un int, da? Are sens ce zic? Merge? Deci, practic, pred-ul ăsta este int la bool. Ok. Să vedem acum ce zice. Deci avem o funcție, da, care primește o funcție de la int la bool și funcția asta de aici de sus returnează un int. Și a mers. Ok. O să mă opresc aici cu arătatul codului. Mai erau chestii. În principiu nu am polimorfism aici, dar l-am făcut și pe ăla, dar nu mai explică, deja e prea mult. Ce vreau să zic prin polimorfism e că funcțiile ar trebui apelate cu practica genericele din Java. Ar putea fi apelate cu argumente de tipuri diferite, da? În zone diferite. Da, nu mai arăt. O să vă zic puțin de limitări. Codul o să-l pun aici. Încă nu e, dar o să-l pun acolo. Și slide-urile o să le pun pe Meetup. Și pe site. Ok. Limitări. Mi s-a părut interesant. Prima dată când am... Deci când am început să... Până să studiez algoritmul ăsta de inferență, mi se părea așa, tot puternic, dar nu e chiar așa. Deci chiar are niște bube. Ok, în primul rând că nu merge cu OOP și nu merge cu OOP pentru că acolo de obicei ai moștenire, da? Și când ai moștenire, practic nu mai poți să generezi ecuații. Nu mai poți să zici că T1 e egal cu T2, pentru că acel T1 poate să fie un range pe tot axul ăla de moștenire, da? Și nu mai poți, nu știi cu ce să unifici ce e acolo. Și din cauza asta nu poți să generezi practic ecuații. Și asta îți rupe unificarea. Dacă ai cumva mutabilitate în limbaj, ceea ce standard ML are cu ref, ref ăla e un keyword acolo, îți omoară la fel, deci nu mai e sound sistemul. Și mai sunt încă două cazuri. Mă rog, ultimul e mai important, e exponențial algoritmul ăsta de unificare. Deci dacă nu scrii codul așa cum ar trebui, o să arate dubios. Ok. Aici e mult cod, dar în fine. Deci avem un R0, care practic e o variabilă mutabilă care conține un option, da? Un option care poate să conțină orice. Ia să fac așa. Deci asta e o variabilă mutabilă. Ăsta e un option sau maybe type sau optional din Java 8, care poate să conțină orice. Ăsta e practic variabila generică alpha. Da? Deci asta e o variabilă de tip aici. Da? Și ăsta e R0. După care fac alias către R0 la R1. Și la R2. Diferența e că îl fac, unul e cu string și unul e cu int. Da? Deci zic că R1 trebuie să conțină un string și R2 trebuie să conțină un int. Și ar trebui să meargă pentru că ăsta e polimorfic. Da? Poate să primească orice argument. După aia însă, modific valoarea din R1 să conțină un string. Da? Iar apoi din R2 citesc un int. Însă, de tot acolo, deci astea R1 și R2 sunt aliasuri pentru R0. Și practic apare o contradicție între string și intul ăsta de aici. Am pus problema degeaba de la array. Da, fix aia. Fix aia. Am pus un string și am încercat să scot un int. Și de o eroare nu se poate. Ce face standard de ML ca să rezolvă problema asta e că refurile nu sunt polimorfice. Deci aici în loc de A trebuie să-i zici, nu tată, ăsta este int sau whatever. Ok. Te oblig. Și mai sunt câteva cazuri care... Din cauza că
din cauza că nu știi dacă o bucată de cod are într-o mutabilitate sau nu, se mai aplică restricția asta care se numește value restriction și pe alte lucruri, gen function composition. E dubios. Dacă ai function composition, s-ar putea să nu fie rezultatul polimorfic. Așa. Și e rezolvată în OCaml folosind ce se numește weak polymorphism, care se întâmplă cam așa. Tipul e polimorfic prima dată când îl folosești. Practic nu mai declar tipul, dar prima dată când îl folosești și vede că ai băgat un int în ref-ul ăla, zice ok, de acum înainte toată lumea trebuie să ia int-uri de aici sau să scoată int-uri, da? Și practic asta înseamnă că e weak polymorphic. Ok. O altă chestie care nu merge în Hindley-Milner e treaba asta. Deci ce e în stânga se poate. Am funcția identitate care e apelată odată cu 1 și odată cu true. Deci practic tipuri diferite. Și creez un tuple din ăla acolo cu parantezele și virgula. Și asta merge ok. Da? Deci poți să apelezi odată ID cu 1 și odată ID cu true. Dacă însă aș primi ID ca argument la o funcție, nu pot să apelez ID cu 1 și ID cu true, pentru că tipul lui ID ca parametru va fi fixat pe un anumit tip generic A și acel A trebuie să fie unificat și cu 1 și cu true. Și nu pot să unific A-ul ăla și cu 1 și cu true, o să-mi dea unification error. De ce nu merge asta? Pentru că în momentul algoritmul nu mai știi dacă termină sau nu. Și dacă vrei să știi că termină, atunci îți trebuie neapărat type annotation explicite. Și compilatorul chiar îți zice clar ce se întâmplă sau e... Zice doar că nu poate să unifice alea. Zice de unificare? Da, practic îl unifică prima dată cu 1 și după aia zice că nu poți să apelezi cu boolean. Trebuie să fie 1, trebuie să fie int. Haskell suportă asta, dar tot așa. Deci, standard ML nu suportă deloc. Haskell suportă, dar trebuie să adaugi anotări și să enable niște extensii. Și timpul exponențial, deci chestia asta de aici... Expresia asta care are mai multe variabile, da? Și practic fiecare variabilă adăugată după se folosește de aia de dinainte, generează tipul ăsta. Ceea ce e incredibil, da. Iar graficul cu timpii de rulare arată cam așa. Deci la un moment dat se duce rău de sus, rău de tot în sus. Da. Și asta a fost.